Debutul anului școlar 2012-2013, care era programat pentru 10 septembrie, a fost amânat cu o săptămână, pentru 17 septembrie. Măsura a fost luată cu scopul de a da timp tuturor școlilor să-și aștepte elevii așa cum se cuvine. Fiecare școală la început de an trebuie să dețină autorizația sanitară de funcționare, iar potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, la Giurgiu 82% din școli dețin dreptul de a funcționa, câtă vreme restul se află pe ultima sută de metri în ceea ce privește igienizarea claselor. Orele de curs vor fi recuperate în aprilie anul viitor, când nu vor mai fi două săptămâni de vacanță de primăvară, ci numai una. Așadar, deși anul școlar începe cu o săptămână mai târziu, va avea tot 36 de săptămâni.